Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut, Franks, la al doilea episod din cariera noastră frumoasă cu Barcelona, unde am preluat aici echipa și sperăm că o să facem cea mai bună echipă. În episodul anterior am jucat cu juniorii, am făcut tactica la echipă și acum este pregătită pentru La Liga. Însă înainte să pornim și să începem practic videoclipul, vreau să vă mulțumesc tuturor care ați apăsat butonul de like și comentariile pe care mi le-a scris, pentru că am salvat câteva aici pentru că am niște idei de transfer și apreciez susținerea la această carieră. Și desigur, dacă vă susținere, o să continuăm și o să terminăm această carieră în cele din urmă. Bun, și acum trecem la videoclipul nostru de astăzi. Echipa a modificat-o puțin și a modificat-o la tactică, pentru că la mine am nu strap un right winger, propriu zis, și eu vreau să strap un right winger, deci a trebuit să pun această echipă cu această formație. Rafinha nu pasă bine pe stânga, dar el joacă și left winger, deci este ok. De asemenea, în acest videoclip o să vinem câțiva jucători, poate din primul 11, dar o să aducem niște jucători noi. E bine, în primul rând, haideți să începem cu jucătorii pe care îi vom vinde. Unul dintre acei jucători va fi Christensen. Este un fundaș totuși destul de bun, însă mi-a scris în comentarii că ați vrea un Bastoni, Saliba sau de ce nu Dragușin, dar că Dragușin nu cred că are overall așa de mare ca să ne ajute cu adevărat, dar totuși este o idee foarte, foarte bună. Eu sunt de acord să-l vindem pentru că nici mie nu-mi place așa de mult, așa că haide să îl punem pe lista de transferuri. Următorul jucător ar fi Ferran Torres. De ce Ferran Torres? Pentru că nu are niciun sens la această echipă. Ferran Torres și în viața reală este o, nu știu cum să vă zic, o piedică ca Barcelona în ce puțin din cât am văzut din meciuri și nu mi se pare un jucător demn de Barcelona. Acum nu vreau să mă înțelegeți că și nu este un jucător așa de rău, dar eu zic că la Barcelona a nevoie de jucători puțin mai bun decât el, așa că o să-l vindem. Mai ales că scoate și ești de bani pe el. Am să vreau să-l vând și pe Rafinha și chiar dacă pare o idee proastă, credeți-mă, o să transferăm un jucător chiar foarte bun acolo pe stânga, pentru că oricum Rafinha este până la urmă un right winger. E chiar o idee foarte bună pe care mi-a dat-o voi, așa că o să punem și pe el. Și în cele din urmă o să-l vindem pe Robert Lewandowski. De ce? E simplu, 35 de ani, nu mai are sens să-l ținem la echipă. Este un jucător oricum foarte, foarte bun în continuare, însă pentru Barcelona zic că are nevoie de un nou atacant. Un atacant mai tânăr, care să crească în overall mai mult decât Lewandowski poate. Și să fiu sincer, in-game vreau un jucător mai rapid, mai quick decât Lewandowski. Și o să scoatem și niște bani frumoși pe el. Așa că așteptăm oferte pentru acei jucători pe care am pus pe lista de transferuri. Ok, și prima ofertă este pentru Ferran Torres de la Athletic Bilbao. O echipă destul ok, însă nu vreau swap deal. Vreau să primesc doar bani în schimb, așa că o să negociem și o să încerc eu să scot un 400 și să vedem dacă vrea. Ei bine, și până la urmă ne-am înțeles la un 38 de milioane pentru că aia efectiv nu vrea mai sus. Ok, cel mai prost transfer pe care l-am văzut eu posibil. Real Madrid pe Robert Lewandowski, n-are niciun sens, îl are pe Endrick, pe Kylian, Rodrigo, Vini, de ce le vrei și pe Lewandowski, nu pot să înțeleg. Clar nu o să-l vindem la Real Madrid pentru că este o rivală, nu vrem să ne dea goluri, așa că o să respingem această ofertă și acceptăm alta pentru Leva. Primim ofertă pentru Christensen, una destul de bună de la Manchester United, chiar perfectă. Să fiu sincer, da, îl văd să joace la Manchester United și în viața reală, așa că haideți să acceptăm oferta. E bine, și Ferran Torres pleacă de la echipă până la urmă, un jucător destul de bun, însă să pleacă de la Barcelona. Ok, și pentru Leva primi o ofertă destul de interesantă de la Villarreal. O echipă destul de ok, ar merge să se ducă acolo, nu m-ar deranja, așa că haide să acceptăm. Ok, și pentru Rafinha primi o ofertă din Arabia Saudită de la Al Hilal. Ok, interesant, interesant. Dar să fiu sincer, cred că de la Arab putem să scoatem o sumă mai mare. O să încerc un 60-65 să vedem că acceptă Al Hilal. E bine, și până la urmă n-a acceptat aici Al Hilal. Am încercat un 62, dar nu a acceptat deloc, așa că da, așteptăm altă ofertă. Ok, și se pare că Christensen pleacă de la echipă, se duce la altă echipă, pleacă de la Barcelona. Se sucă destul de bine la echipa noastră, însă avem nevoie de un fundaș mult mai bun decât el, așa că da, îi spunem papa lui Christensen. Ok, și următoarea ofertă pentru Rafinha este de la Inter. Ok. Ok, haideți să negociem și cu ei, încercăm un 59, să sperăm că reușim. E bine, și până la urmă au acceptat un 58,9, deci este perfect. Mai vine o ofertă pentru Rafinha de la Bilbao și pe asta o să încerc tot la 59, sau dacă reușesc. Ok, și am reușit pe acea sumă, este perfect. Ok, și până la urmă se pare că pleacă Robert Lewandowski de la Barcelona, un jucător fenomenal Robert Lewandowski, însă bătrân, și noi căutăm un jucător mai tânăr care are potențial să crească. Și uite că pleacă și Rafinha, un jucător foarte, foarte bun, însă eu am o idee în locul lui pe ce se transferă și banii lui chiar ne-au ajutat. E bine, dacă până acum am vândut și am vândut,
vândut, haide să și transferăm jucători. Vedem că noi avem bugetul de 267 de milioane de euro. Cu banii acestea, eu zic că putem să transferăm niște jucători frumoși. Și jucătorii sunt aceștia: Gyökeres, Leao și Bastoni. Toți trei jucătorii sunt de la voi din comentarii, niște jucători chiar foarte, foarte buni, care ar intra bine aici la echipă. Însă să vedem dacă mi ajung mie banii să-i transfer pe toți. O să fie destul de scump Leao și Bastoni clar, dar și Gyökeres. Totuși o să încep cu Leao. Sincer, vreau un left winger neapărat, așa că o să încerc să scot un abar la 120, dacă reușesc e perfect. Ei bine, și Leao vine la echipă până la urmă pe o sumă chiar foarte mare, 110 milioane de euro pentru Rafael Leao, care intră acum pe ușa Barcelonei. Dacă nu o să joace bine acest jucător, da, o să fie destul de grav, dar am încredere în el, am foarte mare încredere în el. Sper să ajungă Money pe și pentru ceilalți doi jucători totuși. Următorul, haide să încerc eu să transfer pe Bastoni, dar o să încerc sub 110, sper să reușesc, dar nu știu să zic, o să fie foarte greu. Pentru că altfel nu știu dacă ne ajung banii să-l transferăm pe Gyökeres, dar dacă e ceva mai bine de un jucător. Ok, nu ne-am înțeles aici cu Bastoni, foarte, foarte greu, cred că o să renunțăm, să fim sincer, la Bastoni, e prea scump pentru noi, ne permite să-l cumpărăm și după aia pe Gyökeres. Așa că o să renunț la Bastoni și o să caut eu un alt fundaș în locul lui. Până găsim un alt jucător în locul lui Bastoni, ca să-l transferăm, haide să-l transferăm pe Gyökeres. O să încerc eu să scot undeva 60 de milioane, o să fie destul de greu, dar eu zic că reușesc. E bine, și Gyökeres vine la echipă pe o sumă destul de bună, 67 de milioane de euro pentru el. Să sperăm că o să joace foarte bine aici în locul lui Lewandowski, pentru că l-am văzut pe Lewandowski pentru el. Am încredere că o să joace bine. E bine, și înainte să transferăm și un fundaș, deja am aminte pe ce vreau să transfer. Nu ne ajung bani, așa că l-am adus pe Romeo ca să-l vindem. Însă până să-l vindem noi, haideți să vedem cine a adus aici. Scoutul la tineri din Spania, Portugalia și Argentina. Asta e cine a adus prima oară la spanioli. Ok, și din câte văd, da, nimic interesant, chiar absolut deloc. Ar merge Xavi, acest Xavi Herrera, dar da, nu știu să zic. Overall-ul este cam prea mic. La portughez totuși, da, nimic interesant. Iar la argentinien, da, tot la fel, nimic interesant, chiar absolut nimic interesant. Așteptăm următoarele scouturi, poate vine mai bine decât atât. E bine, și fundașul pe care o să vreau să-mi transfer este Marquinhos, un fundaj destul de bun, chiar foarte, foarte bun. O să ne coste destul de puțin, așa că eu zic să-l transferăm. Ei bine, și până la urmă reușim să transferăm un fundaș, acela este Marquinhos, care vine pe suma de 77 de milioane de euro la Barcelona. Sper că o să descurce foarte bine acolo pe poziția de fundaș, pentru că chiar avem nevoie la Barcelona. Ei bine, și acum uitați-vă doar cum arată echipa. La mine, mal în dreapta, Leao pe stânga și în centru Gyökeres și în defensivă Marquinhos. Foarte, chiar foarte, foarte bine. Și se pare că avem primul nostru meci și jucăm în sfârșit primul nostru meci cu noua noastră echipă. O să intrăm aici la press conference, să zicem că Gyökeres și Leao o să fie cea bună acolo în meci. Hai să vedem că reușim ceva, ia. Dar eu nu înțeleg nimic spaniolă, deci o să le prefacem că zicem așa. Da, așa, 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 da, 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 exact. O să dăm și noi un celebrate Gyökeres form. Exact, este foarte, foarte bun. Ter Stegen, Ter Stegen, la fel, celebrate Ter Stegen form. Foarte, foarte bun și Ter Stegen, sigur. De Jong, encourage, ia să-l încurajăm pe De Jong. Ok, ok, ok. Îi dăm play match și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce match-ul, haideți să vedem ce reușim să facem aici cu Barcelona în primul match din ligă. Bine aici la De Jong, bine aici la Leao, Leao, oh, foul, clar, clar foul. Ok, ok. Hai să vedem cu cine batem totuși. E de un galben acolo, foarte bine pentru noi, cu Dani Olmo. Să fiu sincer, hai să batem cu Dani Olmo. Să încercăm noi dacă reușim aici să înscriem, ar fi perfect de început. Și haide Dani Olmo, haide. Haide Dani, haide Dani Olmo și reușim să marcăm. Bine acolo Dani Olmo, incredibil. Ce șut a reușit să dea Dani Olmo din lovitură liberă, incredibil. Lasă-mă, lasă-mă să revăd faza asta foarte, foarte frumoasă. Ce șut, ce șut, 0,09 șansă să intre acest balon și totuși intră. Wow, ok. Ok, ok, am început în forță. Acum defensiva, să vedem aici Marquinhos, ce faci Marquinhos? Nu, nu, bine acolo, bine acolo Ter Stegen, bine acolo cum am scos. Foarte bine aici Dani Olmo, Dani Olmo la balon, Dani Olmo pasă la Leao, Leao foarte bine acolo șutează, însă apare aici Mamar Dashavili. Bine aici Leao la balon, continuă Leao, Leao șutează, însă în capul la 1 și acum Gyökeres nu reușește. Acum încercăm o fază foarte bună aici la Miniamal, la Miniamal la echipă și bine acolo la Miniamal la balon reușește să marcheze primul lui gol în primul meci din La Liga. Bine mă la Miniamal.
Bine aici la Gyökeres, Gyökeres continuă foarte bine, șutează Gyökeres și marchează, ce șut, ce șut de la Gyökeres. Efectiv, cei trei atacanți ai noștri, bine de fapt în afară de Leo, au un scris până acum un match foarte, foarte bine aici și are Power Shot Plus. Exact, de asta am fost să șutez cu el. Acum Marquinhos, dacă ne apără bine acolo Marquinhos, foarte bine acolo. Ok, și se pare că au o lovitură liberă destul de bună pentru ei aici, haideți să vedem dacă reușim până la urmă să ne apărăm. Iese pe poartă? Haideți să vedem, iese pe poartă, însă, oh, ok, nu este de fapt, și reușit să o respingem. Dar se termină meciul înainte să mai putem să facem ceva și se termină cu 3-0, primul nostru meci din La Liga, efectiv i-am spart pe cei de la Valencia. Pentru primul meci, echipa s-a descurcat destul de bine, chiar foarte, foarte bine, Dani Olmo cu un gol superb acolo, Leo încă nu l-am prins acolo foarte bun. Este destul de greu, chiar este destul de greu, îl simt destul de greu, dar cine știe, poate încă nu m-am obișnuit eu. Trecem mai departe la următorul meci, care este versus cei de la Athletic Bilbao, care au făcut acolo niște transferuri, chiar de la mine, dacă mă înșel. Opa, și se pare că se vine ceva. Oh, ok, se vine Romeo, mamă ce cap are. Ok, se vine Romeo, am vrut să mai scot niște bani. E bine, și următorul meci, după cum știm, este aici versus cei de la Athletic Bilbao. Echipa asta este destul de obosită, o să încercăm noi să o schimbăm meciul acesta, îl băgăm pe Ansu Fati și în locul de Jong o să-l bagă pe Gavi. La mine Amal o să vreau să iasă. De ce ar fi să intre aici Tore? Are ceva dacă intră Tore? Nu cred că are nimic. Ce puțin pentru meciul acesta. Și o să-l, vreau să-l bag și pe Cubar, să zice nu, în locul lui Araujo. Este riscant aici schimbarea, dar eu zic că o să fie destul de ok. Valdez să sperăm că se descurcă acolo pe stânga. Așa că haide să intrăm în meci prin cerul și să facem. Ei bine, și în ce meciul, ia uitați-vă aici cum se pregătesc jucătorii. Ia uite cum intră, ce frumos, ce frumos. Araujo e, what, de ce e Araujo aici, știi, nici măcar nu e meci. Ok, foarte tare, foarte tare cum se așează așa. Mi-era dor de acest cutscene, chiar mi-era dor. Și vedem că Ferran Torres, da, Ferran Torres este la Athletic Bilbao, chiar am uitat, chiar am uitat. Ei bine, meciul începe, haideți să vedem ce reușim să facem în al doilea meci. Ok, echipa asta este mult mai bună, mult mai rapidă decât Valencia chiar este și echipa asta nu este full puternic aici pentru că nu mai este la Minamal. Dar o să încercăm noi ceva. Azi vedem cum este Pablo Torres. Bine aici dacă reușim cu Gyökeres. Bine Gyökeres. Oh, foul, clar, clar, foul, clar. Ok, însă cine să bat acum aceste free kick-uri? Felice îi dă totuși. Dă un galben? Ok, dă un galben. Perfect, perfect. Bun, și se pare că vă bate Gyökeres. Ok, o să încercăm un trivela. Ce ar fi să încercăm un trivela? Așa, peste jucătorii. Astfel că reușim. Îi dăm destul de tare. Și mai dăm o dată și Gyökeres nu reușește. Mamă, cât de aproape a fost. Cât de aproape a fost. Oh, nu. Unde-s fundașii noștri? Unde-s fundașii noștri? Marquinhos. Bine, acolo Marquinhos. Ok, fază de important aici pentru ei. Însă reușește aici. Ter Stegen să apere. Bine de acolo. Ter Stegen. Foarte bine aici. Combinație. Încercăm să ne apărăm. Foarte bine. Trec însă cu Barsi. Bine acolo cu Barsi. Gyökeres. Foarte bine aici. Preluarea. Gyökeres continuă și șutează și marchează Gyökeres foarte bine aici, deja două goluri în La Liga, iar este foarte bun și sincer mi se pare mult mai bun decât Leva. Bine aici pasa, incredibil, incredibil ce pasă, incredibil. Gyökeres pe bun am dat și pe verde, cum ai putut să ratezi? Ou și intră Rafinha și Rafinha este la Bilbao, am uitat complet, complet am uitat. Bine aici, bine aici Gavi. Gavi continuă, pasa, dacă reușim, nu reușim, însă mingea continuă Gavi, aici Leo, 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 nu reușește, Leo, Unai Simon apără. Și se pare că se termină meciul, un meci chiar mai greu, chiar foarte mai greu, 1-0, totuși reușim să câștigăm. Din cauza lui Gyökeres, totuși reușim să câștigăm. Trecem la următorul meci care este versus cei de la Rayo Vallecano, dacă nu mă înșel. Un meci destul de interesant, dar ușor zic eu. Meciul acesta versus Rayo Vallecano ar trebui să fie destul de ușor pentru noi, însă Balde, ia uitați-vă, Balde este obosit, dar trebuie să stai pe bancă în acest meci, însă pe cine să băgăm pe stânga? Wow, chiar nu m-am gândit la chestia asta. Am putea totuși să băgăm pe Fort, să încercăm pe Fort, am văzut că este destul ok. A, să încercăm pe Fort. Și în dreapta, pe dreapta am putea să-l păstrăm pe Kunde, dar putem să băgăm și pe Garcia, parcă dacă mă înșel, joacă și el right back, da, o să-l băgăm pe Garcia. Iar în rest așa va rămâne echipa. Aș vrea să intre și Fermin în locul lui Pedri, chiar dacă Pedri este un jucător foarte bun, eu zic că Fermin o să facă un match destul de interesant. Așa că cu această echipă intrăm în acest match. E bine, și începe următorul match, vedem că data asta suntem în kitul acesta negru foarte interesant. Haideți să vedem ce reușim să facem în acest match. Bine aici la Rafael Leao, Rafael Leao continuă, centrare foarte bună, Gyökeres cu capul însă pe lângă poartă. Bine aici Gyökeres însă ce face, what? Ok, Dani Olmo, haide, continuă. Continuă foarte bine și acum dacă reușim, la Dani Olmo, nu, pe roșu, am dat pe roșu, bă.
Nu, ce-a scăpat aici? Nu, opriți-l! Opriți-l! Bine acolo, Ter Stegen, incredibil! Cât ne ajută Ter Stegen la echipă? Un șut foarte bun, mamă, incredibil! Incredibil, ce gol mi-am luat, wow! Efectiv, wow, ce fines! Nu, că vreau să revăd șutul ăsta, poate cine știe, îl transferăm pe acest jucător. E bine, s-a reușit să scoate din faza asta care nu părea periculoasă. Incredibil, fix înainte de pauză. Hai să vedem aici o centrare foarte bună. Încercăm pasa, haide pasa. Bine aici la man, nu reușim cu la mine mal. Hai să vedem dacă reușim acest șut și nu reușim. Bă, cât apără portarul. Oh nu, ce fază periculoasă. Nu, n-am luat gol, da, clar. Wow, efectiv, wow. Easy ne bagă aici două goluri instant. Bă, incredibil. Efectiv, incredibil. Bă, ce meci, ce meci. Ok, și e timpul să facem niște schimbări. Fermin clar nu se descurcă acolo. Pedri trebuie să intre. Unde clar pe dreapta, nu știu, nu se descurcă deloc. Port e ok pe stânga, dar totuși foarte, foarte greu. Oh, ce pasă la Easy, ce pasă la incredibil. No, incredibil. No, că-l transfer. Nu se poate, gata. La mine am pleacă, vine Easy la echipă. Incredibil cum ne-a dat 3 boabe, bă, așa. Așa ne-a dat. Wow, și am zis că o să fie ușor meciul ăsta. Niciun caz, efectiv niciun caz. Uitați-vă la ce finalizare. Bine aici, haide Petri. Nu postă, cred, Bataclia. Sau cum îl cheamă pe acel portar. Foarte, foarte bun. La mine am aici, la Gyökeres. Hai Gyökeres, nu ai voie să ratezi. Bine Gyökeres, bine acolo. În sfârșit, înscrie și noi în gol. Are minutul 80, nu mai avem timp. Totuși greșeala aici de la ei, hai să facem că reușim să profităm. Gyökeres la balon, Gyökeres continuă. Haide Gyökeres, haide, continuă. Nu, lent, foarte lent acolo. Bine, aici pasă la Gyökeres. Gyökeres continuă. Nu pot să cred. Ce tackle bun, incredibil. Și nu mai avem nicio șansă. Cred că se termină meciul, da, s-a terminat meciul. Pierdem cu 3-1, incredibil. N-a spart aici Raio Vallecano. Easy cu 3 goluri, incredibil. Chiar foarte, foarte bun jucătorul, nu mă așteptam deloc. După înfrângerea cu Raio, următorul meci este cu această echipă care este pe locul 18, am mai multă încredere. Vedem că acolo Gyökeres a luat player of the match, what? În meciul cu Raio Vallecano, să fiu sincer, Easy merita, clar Easy merita. Echipa noastră a jucat destul de bine, însă Leao încă, nu știu, încă nu e jucătura acela care speram eu să fie. Totuși a ajuns la 87 overall, iar momentan la goluri este aici clar Gyökeres cu 3 goluri. Chiar e un game changing efectiv, este un jucător chiar foarte, foarte bun. La mine am așteptat mai multe de la el, însă momentan eu zic că este așa de bine și el. Însă cam asta a fost episodul de astăzi, episodul cu numărul 2 de această carieră frumoasă. Nu uitați acolo să scrieți în comentarii ce părere aveți de transferuri, poate cine știe alte idei de tactici, de transferuri, dar asta pentru perioada de iarnă, pentru că momentan s-a cam dus perioada de mercato din vară și nici nu prea avem bani. Nu uitați de asemenea să verificați și link-urile din descriere. Dacă v-a plăcut, uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați plăcut deja, să activați și clopoțelul, am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!